Biblioteca municipală are toate șansele ca în scurt timp să redevină acea clădire monument de altădată. Vineri la prânz, cei care răspund de proiect s-au întâlnit cu primarul de Roman și au oferit detalii despre stadiul lucrării. De menționat că în acest moment sunt realizate 60% dintre lucrări, în condițiile în care proiectul a fost demarat în august 2012 și trebuie finalizat în august 2015. Câteva lucruri au fost explicate îndeosebi, de ce lucrările durează atât de mult și de ce nu s-a optat pentru un acoperiș mai modern și s-a pus tablă zincată. Din punct de vedere al duratei de execuție, ea se justifică prin tot ceea ce se găsește de fiecare dată, așa cum spune doamna în pictură, același lucru s-a întâmplat și la noi pentru structură. Deci, evident că s-au făcut niște sondaje inițiale, dar nu aveai cum să sondezi toată casa și am constatat că într-o parte fundația avea o adâncime, în altă parte o altă adâncime, o altă lățime. Am venit, am refăcut, am calculat, am dat dispoziții de șantier. Evident că toate lucrurile astea au însemnat și întârzieri. Din punct de vedere al învelitorii, corpului principal, soluția a fost dată de expertul pe cultură. Dacă vă gândiți la pictura de la Muzeul de Istorie, asta ne duce. Da. În perioada oarecum, deci ne despar câteva decenii, este cu totul altceva. Acolo este școala austriacă, aici avem școala italiană toscană. Și din punct de vedere tehnic și ca simbolistică și ca elemente decorative, lucrurile sunt diferite. Deci, acolo avem un unicat, aici este un alt unicat. Aveți încă, în Roman, niște obiective care mai au o șansă pe lângă valoarea intrinsecă. Aveți un oraș minunat, eu sunt din Iași. Romanul este extrem de bogat în monumente și în case frumoase. Aveți un domn primar care a reușit un lucru fantastic, să pună un obiectiv care e și de cultură și monument istoric să-l aducă la lumină. Este excepțional și vă asigur că dacă nu va fi niciun defect în furnizarea fondurilor în continuare, să fiți siguri că veți avea o bibliotecă în termenul stabilit excepțional de bine restaurat. Am terminat lucrările de consolidare, sunt terminate lucrările de tencuiară din gros și finisaje, sunt pregătit, este pregătit turnul pentru zugrăvele exterioare și montarea tâmplăriei din lemn. Pentru corpul C3, corpul anexă, la fel am definitivat consolidările pereților interior și exterior, centurile perimetrale, după cum vedeți, o să vedeți, de altfel lucrăm la șarpant. Aici lucrările au fost mai complicate pentru că am avut un planșeu mai special, cu secțiuni de lemn suficient de mari și atunci ne-a luat mai mult timp. Pentru lucrări, Consiliul Județean Neamț asigură suma de 1,6 milioane de lei, iar primăria 2,4 milioane de lei. Valoarea inițială a contractului, sau probabil, da, inițială, 3.963.201 lei, valoare cu TVA. Da, corect. Plus valoare fără TVA, da. În momentul de față plătit, în jur de 43%. Da, corect? 43%. Da. Construcții executate în momentul de față din total, în proporție de 60%. Da. Corect? Da. Ca construcții la corpul A, consolidare fundație corp principal, refacere pardoseli, înlocuire învelitoare acoperiș, consolidare tavan florentin, începerea refacerii picturilor. La corpul B, consolidare fundație, consolidare interioară tavan, s-a început restaurarea exterioară. La corpul C, demolarea acoperișii ziduri exterioare, refacere ziduri, consolidare fundații. Ca instalații, instalații interioare și branșamente electrice, racord apă canal nou, încălzire în pardoseală și racorduri instalații termică în corpul A. Tâmplăria din lemn, pictura, dar și decorațiunile din piatră, toate vor căpăta aspectul de altădată. Mansarda va rămâne pentru birouri. Turnul va putea fi vizitat întrucât se va asigura acces cu o scară. Pe viitor, biblioteca va găzdui și un centru cultural și chiar o cafenea literară. Toate acestea ar putea însemna însă și ceva costuri suplimentare.